Dacă ai decis să cumperi o mașină din străinătate și dorești să conduci pe drumurile naționale din România, pe termen lung trebuie să treci pe la registrul auto și să obții toate actele necesare pentru a putea circula legal pe drumurile publice. Pentru vehiculele înmatriculate în Germania, Italia, Franța sau orice alt stat din afara României, Reare va elibera carte de identitate a vehiculului pentru a demonstra omologarea UE a mașinii. Iată ce acte sunt nevoie pentru înmatriculare după obținerea acestui document. Moment. Cererea de înmatriculare auto, dovada înregistrării în evidențele ANAF din raza de competență a domiciliului, dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare, actul tău de identitate în original și copie copia contractului de asigurare RCA, documentul care atestă dreptul tău de proprietate asupra vehiculului, în original și copie, carte de identitate a vehiculului, documente de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, original și copie, și plăcuța cu numărul de înmatriculare, certificatul de autenticitate eliberat de reare, dovada efectuării inspecției tehnice periodice și dovada plății contravalorii cu cei cu numărul de înmatriculare.